Profesorul Vlad Ciurea a dezvăluit o descoperire surprinzătoare privind importanța unei băuturi pentru activarea și îmbunătățirea funcționării creierului în fiecare dimineață. Profesorul Vlad Ciurea a subliniat că după o noapte de odihnă, creierul necesită la rândul său un stimulant pentru a-și începe activitatea într-un mod eficient și productiv. Acesta a explicat că prima băutură pe care ar trebui să o consumăm dimineața, imediat după ce ne trezim, este apa. Argumentând că apa este un dar prețios oferit de Dumnezeu, profesorul Ciurea a evidențiat faptul că aceasta contribuie la menținerea sănătății și bunei funcționări a creierului. Specialistul a recomandat consumul de apă plată pe stomacul gol înainte de orice alt lichid sau aliment. A adăugat că apa ar trebui să fie la temperatura camerei și fără adăugarea de gheață sau alte ingrediente. O sugestie opțională a profesorului a fost de a adăuga puține lămâie în apa băută dimineața. Profesorul a subliniat că acest obicei are multiple beneficii pentru sănătatea creierului și a întregului organism. Apa consumată dimineața pe stomacul gol penetrează corpul, hidratează țesuturile și ajută la eliminarea toxinelor acumulate în timp nopții de repaus. De asemenea, acest ritual matinal de hidratare are rolul de a activa organismul și a-l pregăti pentru o zi productivă. Pe lângă importanța consumului de apă dimineața, profesorul a menționat că exercițiile fizice și o igienă matinală corespunzătoare sunt la fel de esențiale în menținerea sănătății generale și a funcționării creierului. Descoperirea făcută de profesorul Vlad aduce o perspectivă nouă asupra rutinei de dimineață și evidențiază importanța prioritizării sănătății creierului înaintea altor activități. Acest sfat valoros oferit de profesorul Ciurea poate ajuta oamenii să-și optimizeze funcționarea cerebrală și să aibă o zi mai productivă și mai plină de energie, relatează mesajul.ro.